Ca orice organ, creierul este supus unor boli obișnuite. De exemplu, traumatismul craniocerebral. Am spus obișnuite că e traumatism, dar pentru creier este un dezastru. Pentru că dacă ai lovit sau s-a lovit capul unui om, vă dați seama ce se întâmplă. În primul creier se zdruncină. Până acum se gândea numai la loc. Ah, s-a lovit la locul acesta, mi-a venit ieri un copilaj, s-a lovit la locul acesta, a făcut un cucui, n-ai nimic, te pup și așa. Nu! Creierul s-a zdruncinat, în zdruncinarea respectivă a creierașului s-au creat niște vibrații. Nu știm câte celule nervoase s-au dereglat. Nu știm dacă acest copilaș, care a făcut doar un simplu cucui, peste 3 sau 4 ani, nu dezvoltă o tulburare de comportament, o stare convulsivă, ca să nu spun ceva mult mai grav ca epilepsie. Deci trebuie să primim acest organ, se spune de fapt la creier, don't touch me, să nu cumva, nici să-l mângâiem, să așa mai, dacă mângâi creierul face epilepsie, este groaznic. Deci tot ce se poate ca să îl menajăm, deci să nu-l lovim. Traumatismul craniocerebral este foarte grav și când văd aceste accidente de circulație, mai ales cu copilași sunt foarte tineri și cu anumite elemente supraadăugate de alcool sau de droguri sau de alte lucruri, este groaznic pentru creier. Deci un creier modificat în interior ca metabolism are și un traumatism craniocerebral. Lovitura este cumplită pentru creier.